Să vedem acum dacă ne pică ceva. Hai, ultima. Și... continuu, dar ia să vedem acum. Ultima și... nu, că mai deschid una, că deja mi-au picat de-astea duplicate. Hai mă, te rog, hai te rog, hai te rog, hai te rog, legendară sau specială, ce ar mai fi? Hai mă, hai, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Și, și, Stumble guys, dar astăzi n-am voie să ating playerii. Ei bine, este un challenge destul de greu, sincer, fiindcă sunt foarte mulți playeri, 32 de persoane. Dar să vedem, poate nu putem să atingem playerii, eu asta sper. Și hai să facem puțin mai interesant challenge-ul ăsta. Aș zice, dacă atingem un player să cumpărăm ceva de pe shop, ori Spooky Christmas, ori Toy Christmas, vedem ce cumpărăm. Aici, sincer, Spooky Christmas este mult mai interesant decât Toy Christmas, deoarece aici la Toy Christmas poate să spice doar bebelușul. În rest nu e nimic interesant. Și da, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like acolo și lăsați comentarii cu ideile voastre challenge-uri, deoarece acesta este un challenge de la voi și las chiar acum pe ecran să vedeți challenge-ul. Și dacă mai vreți să fac ideile voastre pe canal, lăsați acolo în comentarii ideea voastră de challenge și eu o să le pun în aplicare. Și da, trebuie să vă abonați, hai să intrăm acum în primul match. Deci o să deschidem Spooky Christmas dacă atingem oamenii și hai să vedem, să sperăm că nu atingem. Deci da, dar mai avem și alea două free spin-uri. Dar o să le dăm și pe alea, nu e nicio problemă, momentan o să le dăm și pe alea. Dar hai să vedem dacă atingem sau nu. Eu zic de început, noi așa ușor ușor, cu free spin-urile le luăm ușor, dar le facem la free spin-uri dacă atingem într-o rundă de mai multe ori și așa luăm spin-urile. Adică dacă acum, acum o să fie greu, fiindcă, fiindcă o să, cred că o să ating pe cineva, dar era să-l ating pe băiatul ăsta. Dați-vă, vă rog, că nu vreau să vă ating. Vă rog, nu, 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 nu. Cred că l-am atins pe ăsta? S-a atins ăsta de mine sau? Cred că s-a atins, dar oricum iau free spin-ul așa de început. M-am atins și de ăștia, nu-i nimic, măcar... bă, nu pot să cred, mă, și nu mă calific. Toamălă. Nu că sunt fraier acum. Deschid alea două free spin-uri așa de început. Nici nu m-am calificat și așa, dar... mă calific? Ia că mă calific ultimul. Mă, cât de tare, și fii atent că nu mă ating de nimeni. Perfect, nu mă ating de nimeni, m-am calificat. Deci, deschid alea două free spin-uri, că așa am zis, că am fost și fraier și era să nu mă calific. Deci, taxez pe alea două free spin-uri, să scăpăm de ele mai repede. Și după trecem la partea mai interesantă cu celelalte spin-uri pe care o să le cumpăr cu gemuri. Și să sperăm că o să ne pice ceva ca lumea, fiindcă nu vreau să le cheltui așa degeaba. Dar, oricum, în episodul trecut, ideea voastră de challenge de a avut un băiat, capibara 3 id, parcă, în fine, a fost o idee chiar foarte bună, hai să nu mai ating acum, că va trebui să... nu l-am atins, e bine, nu, nu, nu! Mă, cum a scăpat de data asta? Dacă nu mai sunt și eu fraier aici puțin, pot să trec și eu de astea fără să mă lovesc. Și hai să nu ating, nu, nu! Mamă, cum a scăpat și de data asta? Deci e foarte greu challenge-ul ăsta, nu mă așteptam să fie chiar atât de greu, dar se bagă playerii în față. Și nu e cu intenție, pentru că ăștia nu știu ce challenge vreau să fac, dar... Doamne... e cam greu, sincer. Nu, 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 nu! Mamă, cum mi-a scăpat. Incredibil, am crezut că l-a ating pe acolo. Dar... hai să vedem repede acum. Plecați de aici, vă rog, mamă, dar nu... nici nu cred că mă mai califică, eu încerc să nu-i ating pe ăștia. Of... m-am grăbit. Dar... da... momentan luăm free spin-ul, lasă, hai să vedem. Mamă, ce-ar fi să ne pice ceva legendar de free spin? Cum ar fi? Ar fi foarte tare. Lăsați acolo și voi mai multe like-uri, dați acolo pe buton de like, poate ne pică! Ce-am crezut că pică. Măcar gemuri, gemuri. N-au vrut. Dar sunt bune și astea, sunt bune și astea. Hai să vedem și a doua. Doamne ajută. Bă, sper că nu m-am mai atins la cineva, că nu mai știu exact dacă m-am atins, dar nu cred că m-am atins. Dar da, ia să vedem. Gemuri, gemuri, rămâi pe gemuri. Așa, e bine, e bine. Am rămas pe gemuri. Și da, free spin-uri nu mai avem și da, acum o să fie treaba mai interesantă, deoarece o să trecem la Spooky Christmas-uri, o să cheltuim gemurile astea și să sperăm că o să fie cu folos. Meciul trecut, cum am zis, episodul trecut, chiar a fost cu folos, adică după cum puteți vedea, skin-ul pe care îl am eu acum, cu care mă joc, deci e din meciul trecut și din meciul trecut, doamne, ce mă cu meciul trecut? E din episodul trecut, mamă, și acum nu trebuie să mai ating pe cineva, e greu acum... Taolo, m-am atins sau? Da, acum chiar m-am atins. Băi, dar e greu rău de tot, mă, că sunt foarte multe persoane aici la început. Ce foarte... mă, ce fac, mă, pe aici? Mă, da, sunt prea rău de tot. Nu știu ce am. Dar, da, trebuie să mai deschid un Spooky Christmas Wheel data asta. Și aiurea, sincer. Da.
Ok. Data asta, doar o dată pe meci am voie să ating. Atunci erau cu free spin-uri și am zis așa, hai mă că free spin-uri trebuie să scap de ele, că nu sunt, nu sunt interesante. Și hai să vedem, ne calificăm. Da, ne-am calificat. Ok, deci ne-am atins o dată de cineva. Mamă, deci cred că era imposibil să nu mă ating la runda asta. Dacă eram în spate de tot, era posibil, fiindcă puteam să rămân în spate, să-i aștept să treacă. Ăștia să treacă ăștia lejer. Dar din păcate am fost acolo în față și deja veneau și ăia din spate și ne îngrămădeam acolo, în fine, nu contează. Hai să trecem la meci următor. Hai să vedem. Deci momentan avem un Spooky Christmas-ul de deschis și să vedem ce mai deschidem. Cred că o să deschizi tu Christmas, dar nu-mi place, mă, nu-mi place, nu știu, n-aș vrea să-l deschid. Spuneți-mi acolo în comentarii dacă vreți să deschizi tu Christmas-ul. Bine, astăzi nu știu dacă-l deschid, dar lăsați și voi acolo cât mai multe like-uri și comentarii și poate-l deschid totuși. Văd și eu așa din viitor, aș putea să spun. Și să am grijă acum să nu mă mai ating de ăștia. Nu, bine, 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 bine. Așa, perfect. Trecem ușor pe aici. Bine, nu trebuie să sar acum, dar aia, lasă că e bine și așa. E bine și așa. Bă, cred că l-am atins pe ăla, mă. Bă, dar de ce să bagă ăștia, mă? Tu te n-ai... Te mă, de aici. Așa, cazi acolo. Dar să nu cad eu. Am mă calific sau sunt fraier? Cred că sunt mai mult fraier. Hai că am sărit, așa. Cred că l-am atins pe ăla, deci trebuie să deschidem două Spooky Christmas Wheel-uri, doamne. Cât de nașpa e. Bam. L-am atins pe ăla, cred că l-am atins foarte puțin acolo, sincer. Și da, ia să vedem, nu mai vreau să mai ating, chiar dacă cred că l-am atins, dar nici m-am calificat pentru asta, oricum trebuie să deschid. Deci, luăm două Spooky Christmas Wheel-uri? Da. Eu zic așa să luăm, că nu știu, Toy Christmas nu-mi place, sau să iau un Toy Christmas, hai mă că iau. Îi dau acum, doamne ăștia să pice ceva. Hai mă că tot am vrut. Deci nu vroiam, dar cine știe poate un semn și... Să putea mă. Să putea să... Mă că e soldățelul. Ia să le echipăm noi aici frumos, e soldățelul măcar. Dar hai să vedem și spun Christmas-ul ăsta, doamne ăștia să pice măcar de aici ceva. Ratul Christmas ne dă bait cu bebelul și acela și de aici oare? Oare? Nu vrea. Bă, de ce s-a dus pe ăsta? Măcar de rămânea pe ăla verde, mă. Ne mai atingem de ăștia, să sperăm că nu. Dar într-un fel aș vrea, sincer, că ar fi mult mai interesant dacă aș deschide mai multe. Dar asta oricum n-am ce să fac cu ele, dar oricum. Cu gemurile astea vreau să fac cât mai multe challenge-uri, cât mai multe episoade. Deci lăsați comentariile voastre acolo. Mamă, iar sunt aici. M-am atins, mă. Păi să puteam, mă, să nu mă ating eu de ei. Era imposibil să nu mă ating, mă. Era chiar imposibil să nu mă ating. Aia e. Mai deschidem un Spooky Christmas Wheel. Și ia să vedem, mă calific, da, m-am calificat al 9-lea, e perfect. Ia să vedem aici. Aici aș putea să nu mă ating, pentru că vreau să sar acum, dar cred că o să sară majoritatea. Ia să mă arunc eu în partea asta. Nu m-am atins, perfect. Dați-vă de aici, vă rog, nu, 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 nu. Era să mă ating, ups. Mi-ieșise din calculator, din greșeală, din joc. Ok, trecem lejer. Bă, nu cred că m-am atins de la, nu? M-am atins sau nu? Sper că nu. Nu cred că m-am atins, sincer. Dar oricum, trebuie să deschidem un Spooky Christmas Wheel, asta e clar, de runda trecută. Dar sper să nu mă ating acum de ăștia, dar nu mai veniți în mine, vă rog, e frumos, nu mai veniți pe partea mea. Dă-te de aici, Ecrimax, cred că așa se pronunță numele lui. În fine, nu, neinteresant. Ok, hai să trecem pe aici. Dă-te Foxy, dă-te Vulpiță, pleacă, nu, 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 așa. Nu, 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 așa. Bravo, mă. Nu te mai atinge de mine, nu vreau să te atingi de fapt, că nu te atingi momentan, dar să nu te atingi că ai încurcat-o. Și am încurcat-o și eu. Deci, da, ia să vedem, trecem așa frumos. Bă, cred că e în partea aia, în stânga, da, e în stânga, că am văzut că s-a dus majoritatea, mă, nu cred că mai apuc. Da, nu cred că mai apuc. Foc să-i apuc înaintea mea sau... Da, din păcate ultima. Bă, da, i-am văzut pe ea, dar nu știu ce ne-am vrut de să mă duc, dar oricum, deschidem un Spooky Christmas Wheel. Hai să vedem. Și cred că cam atât o să fie. O să mai dăm un meci probabil, dar în runda asta, în meciul ăsta cred că doar o dată. Adică a doua rundă acum la Space Race nu cred că a fost nimic. Ia. Mamă, rămâi, mă trebuia să rămână pe el ca să-mi dea gemurile alea, să-mi dea tokenurile alea, mă. Ia, hai că mai dăm un meci rapid, ultimul meci pe ziua de astăzi, pe acest challenge și dacă vedeți episodul ăsta astăzi pe 22, după o oră sau două după ce se postează acest episod, o să apară și un nou live, deci să fiți acolo pe live și, după cum bine v-am zis, lăsați aici comentarii la episod cu ideile voastre challenge-uri, iar eu o să le pun în aplicare în următoarele episoade.
Fiindcă chiar sunt curios, aveți niște idei bune unii dintre voi și ar fi păcat să nu le aplic și să nu le împărtășiți aici cu mine, ca să știu și eu. O jungle roll. Sper să fiu totuși în spate. Deci, uite, acum în challenge-ul ăsta chiar sper să fiu în spate. Uite, sunt aproape. Băi, am văzut ceva. Vreau să văd dacă pot să merg pe aici. Eu am văzut ceva că pot să merg pe aici. Deci chiar merge. E un mit adevărat. Vreau să fac un episod cu mituri, să testez niște mituri. Mamă, dar merge puțin cam greu, dar măcar nu mă ating de cineva, știi? Dar vreau să testez niște mituri, să fac un episod cu mituri. Deci scrieți acolo în comentarii dacă vreți să testez mituri de pe Stumble Guys. Și să sperăm că acum nu mai ating de ăștia, dar într-un fel eu sper, dar într-un fel nu sper. Adică aș dori și să mă ating, deoarece aș vrea sincer să deschid, chiar sunt curios ce mai pică. Dar... eu încerc să nu ating, dar dacă ating aia e, nu contează. Nu. Mamă, cât am avut noroc acum că nu l-am atins pe ăsta, bă, dar vine din spate așa și... parcă știe că vreau să fac challenge-ul. Mamă, cum a scăpat, ireal. De tare. Dar mă calific oare? Mă calific? Da, m-am calificat și să rămân aici, perfect, ca să nu mă ating. Deci, ok. Bun, hai să vedem runda următoare. Ok, deci ăsta și eu unde mă aflu? Dacă mă aflu în față, e greu de evitat, dar... uite că sunt aici în față și cred că e greu de evitat. Da, uite, deja s-a pus... bă, da, a venit ăsta fix pe mine, mă, Supermanul ăsta. Of, ia că încerc să fac ceva pe aici, lejer, să trec așa ușor. Bam, 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 bam. Bă, totuși m-a aruncat bine. Șocanul acela m-a aruncat chiar bine. Sau nu e bine, că văd că ăștia sunt cam în față. Nu știu dacă e chiar bine, dar... da, ia să vedem așa. Trecem lejer pe aici, bam, bam, bam. Ușor, ia, ajung printre primii 8. Ajung, eu zic ajung, sincer. Ia să vedem. Apuc asta, da, am ajuns. Și l-am atins pe ăla acolo și cred că și pe ăsta acum. Dar hai să vedem, mamă, perfect. La limită. Da, nu se aude sunetul la asta. Nu cred că am baterii la căști, mă. De-aia nu aud eu cum sare ăsta. Am uitat să-mi bag căștile încărcat, dar nu e nimic. Păi și de data asta am atins pe cineva, mă. Și de data asta, deci trebuie să deschid două crismăsuilor. Adică cred că l-am atins pe ăla, cred că s-a atins de mine. Nu știu exact, sincer. Dar cred că da. Ia să vedem aici, bam, bam, bam. Câștigăm și noi meciul sau? Ia. Lejer, frumos, ia să vedem. Clasic așa, bam. Următoarea este aici. Da, deja m-am atins. Deci două spooky crismăsuilor. Două spooky Christmas-uri, așa să nu mă mai încurc. Trebuie să mai deschid. Că mă grăbesc la vorba aici, vreau să fiu și eu atent. Că sincer, nu ar trebui să vorbesc atât de mult, dar trebuie. Ca să fie mai interesant episodul. Și ia să vedem. Bine că n-am căzut aici, bam bam. Ia mă câștig și eu meciul ăsta sau? Ia să vedem, chiar sunt curios. Dați-vă vă rog de aici că trebuie să ajung. Perfect. Momentan e bine. Bam. Am ajuns și aici. Și aici. Nu. Am ajuns. Ia să vedem. Bă, stai că pic asta. Să sar așa frumos aici. Lejer, bam. Mamă, intensiv aici. Intensiv, greu. Și mamă, cât de greu e. Nu. Mamă, că noroc am avut cu platforma asta nouă căzut acum și aolo. Bă, cum am căzut. GG, mă, GG. Măcar am luat locul al doilea. Ne pică ceva la final de episod, că în episodul trecut chiar ne-a picat la fix la final de episod Mary Skeleton. Ia să vedem acum dacă ne pică ceva. Hai, ultima. Și... a, nu vrea, mă. Era normal, mă. Bă, îmi dă numai așa bait în continuu, dar ia să vedem acum. Ultima și... nu, că mai deschid una, că deja mi-au picat de-astea duplicate. Dar fiți atenți, că deschid epic screen-ul ăsta. Că tot am stumble token-uri de-astea și ia să vedem. Hai mă, te rog, hai te rog, legendară sau specială, ce ar mai fi? Hai mă, hai, te rog. Și tot. Bine mă! Banana guy, bă, da, dați cum am avut eu. Nu știu presimțirea asta, ca în episodul trecut. Ultima e cu noroc, de fiecare dată, nu știu de ce, chiar e cu noroc. Înseamnă că ați apăsat pe butonul de like. Și, da, banana asta, chiar interesantă, sunt fericit că mi-a picat legendară. Bă, chiar așa de început, bine că mi-a dat duplicatele alea, deci a fost cu un scop să-mi dea alea de mi-au picat, ca să deschid cu ăsta, cum se numește, cu stumble token-urile. Și da,
Sper că v-a plăcut acest episod. Cum v-am zis la început de episod, lăsați ideile voastre în comentarii, de challenge-uri, iar eu să le pun în aplicare. Cu Rafael, like, subscribe, pa, pa!